Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire la interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru, vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine pe RCIS FM, pe Angelus TV. Vă propun o nouă emisiune din care să extragem cu siguranță ceva pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Știți că povestea fiecăruia are o părticică care se potrivește cu siguranță și la ceea ce trăim și facem noi zi de zi. Invitatul meu de astăzi este părintele Gică Păuleț, de la Congregația Augustinienilor Asumționiști. Părinte, bun venit la RCIS FM! Vă mulțumesc frumos pentru invitație și sunt foarte onorat să mă aflu aici. Sunteți îmi voi permite să spun, o figură foarte cunoscută printre tinerii generației mele, pentru că la Mărgineni, acolo unde și acum vă desfășurați activitatea, dar și în urmă cu mai mulți ani și vom vedea pe parcursul emisiunii exact când, ați desfășurat o sumedenie de activități pentru tineri, pentru copii, pentru toți cei care au găsit în biserică, lângă biserică și în veselia pe care dumneavoastră de fapt ați oferit-o prin modul dumneavoastră de a fi, ați oferit o părticică de a completa educația părinților de acasă, de a completa ceea ce se face în bisericile parohiale și, evident, în strânsă colaborare cu parohia din Mărgineni, ați fost o gazdă excelentă pentru noi, tinerii de atunci, și pentru acest lucru, în numele tuturor, vă mulțumesc! Trebuie pentru început să le spunem celor care poate nu au o imagine a congregației din care faceți parte, ce sunt, de fapt, cei care fac parte din această congregație și ce îi diferențiază față de altele? Cei care fac parte din această congregație se numesc frați, călugări. Eu sunt jenat personal de acest nume călugăr, pentru că nu definește în totalitate ceea ce suntem. Și este o confuzie pe care se creează, dar în același timp limba română nu are un alt cuvânt care să definească persoana consacrată. Și atunci jonglăm puțin prin persoană consacrată, religios, mai îndrăznim să spunem, dar nu este cuvântul vocabularului românesc. Dar oamenii cum vi se adresează? La modul oamenii în mod general ne numesc, dacă suntem și am rămas frate, fratele Gică, fratele, știu eu, un alt nume, sau suntem cunoscuți ca și preoți și atunci suntem preoți. Oamenii, în general, nu fac deosebire. Exact. Din momentul în care știu că suntem preoți, e preot de la mănăstire și se opresc aici. Însă, ceea ce ne diferențiază față de alții, ca să spun așa, fiecare congregație, fiecare institut are un fondator și o carismă. Deja fondatorul este primul care instaurează această diferență, pentru noi este Părintele Emanuel Dalzon, care s-a născut la Nîmes în 1810 și a plecat în casa tatălui pe 21 noiembrie 1880. Iar noi am fost născuți în ziua de Crăciun, 1845. Și ca activitate, obiect de lucru, Părintele Dalzon ne-a dat o deviză care este Adveniat Regnum Tuum, vie împărăția ta în noi și prin noi în jurul nostru. Și avem o trilogie prin care se spune avem un spirit doctrinal, social și ecumenic. Acum ar urma să vă dezvoltă toate aceste trei trilogii. Aș vrea să rămânem puțin și să vorbim despre fondatorul acestei congregații. Așa cum ați zis, s-a născut undeva prin sudul Franței, într-o localitate, dar din ceea ce știu eu despre el e că avea oarecum așa o familie nobilă, nu era nici de cum un om sărac, nu-i așa, intenționa să urmeze o carieră militară, dar iată că a ales altceva. Ce credeți că a fost de fapt atunci și care au fost elementele care au făcut de fapt ca acest preot, devenit până la urmă preot, sfințit la Roma, dacă nu greșesc, preot și întors înapoi acasă în Franța, ce l-a făcut să înființeze o nouă congregație?
Societatea din timpul său era în schimbare, în profundă schimbare, venea după Revoluție. Și el va spune mai târziu, trebuie să apărăm drepturile lui Dumnezeu și ale omului. Să mergem acolo unde Dumnezeu este amenințat în om. Și plecând de la această dorință, a văzut, a constatat în perioada sa că, deja și astăzi vorbim că Dumnezeu este mort în societate sau se vrea ca Dumnezeu să fie mort, deja atunci credința diminua. Copiii, tinerii și așa mai departe. Și atunci el a vrut să adune acești tineri, să le dăruiască o educație umană, spirituală, relațională, să-L pună pe Hristos în viața lor. Și având toate experiențele pe care le-a trăit, fie în seminar la Montpellier, fie la Roma, fie la... a fost totuși 40 de ani vicar general și episcopii, când el le-a împărtășit acest vis, l-au frânat foarte des și nu au acceptat. A început de 3 ori noviciatul. Da, și a căutat mult, a reflectat mult și găsea în inima sa, iar în momentul în care a părăsit castelul de la Lavagnac, pe care îl avea, a împărțit averea și sora lui l-a ajutat foarte mult pentru ca să fondeze congregația. Tatăl nu prea era el de acord pentru că vroia să fie un soldat bun de marcă. Știm foarte bine că acest preot și cu siguranță toți cei care știu câte ceva despre asumpționism știu că fondatorul a fost caracterizat de umilință și că a depus și acest vot al umilinței tocmai pentru a refuza alte grade și alte funcții ce ar fi putut primi dânsul pe timpurile acelea. Credeți că și umilința în tot ceea ce acesta a făcut a dat o notă acestei congregații și vorbim astăzi despre asumționiști și ca un model de viață, de umilință și de trăire? Umilință, da, dar nu întotdeauna, pentru că avea și un caracter destul de puternic și uneori foarte încăpățânat. Când vroia ceva, obținea. Amintesc, printre altele, nu, că a fost și un expert în teologie la Conciliul Vatican I, la care el a participat. Avea un caracter destul de puternic, însă știa, așa cum spune Paul, să fie mic cu cei mici, să se bucure cu cei care se bucură, să plângă cu cei care plâng și așa mai departe. Umilință, da, dar personal aș spune mai mult modestie. Modestie și umilința intervine în momentul în care el recunoștea și noi, bineînțeles, ca și fii ai fondatorului, suntem invitați să trăim din această modestie, din această simplitate și să avem acest spirit de a cere iertare în momentul în care conștientizăm că am greșit. Dar, în general, este un om de mână puternică. Mână atât de puternică încât iată că asumționiștii au ajuns să fie pe 4 continente, nu? Organizați în 8 provincii în momentul de față. Dacă este să vorbim despre România, care este anul și cum s-a întâmplat ca asumționiștii să vină în România? Anul este 1923, dar înainte au fost anumite invitații, chemări, etc. Și îndeosebi, în Biserica Greco-Catolică am fost chemați de către Valerio, de către Monsignor Suciu, pe urmă Hosu, care, neavând un cler autohton, bine instruit, format, ne-au chemat mai întâi pentru a învăța, a preda limba franceză în seminarii. Și în seminarul, de exemplu, la Beiuș, unde nu aveau
nu reușeau să aibă preoți, vocații. Deși aveau un internat, un seminar de 240 de elevi, nu ieșea nici un seminarist, ca să spunem așa, sau care să meargă mai departe. Și cunoscând pedagogia, cunoscând răbdarea, carisma pe care au auzit-o despre asumționiști în Franța, au făcut apel. Și în același timp, asumționiștii au deschis și ei un mic cămin în care au primit 24, să spunem așa, de tineri și încet, 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 încet au format. Și văzând că funcționează, atunci le-au încredințat toată opera de apostolat cu tinerii. Deci, inițial am sosit la Blaj și de la Blaj, după aceea am deschis la Beiuș, Lugoș și după aceea la București. Iar la București istoria este mai complicată, pentru că aveam și un institutul de studii bizantine, erau și greco-catolici și romano-catolici, erau două comunități care după aceea au devenit una singură și știți foarte bine, deci asumționiștii erau foarte cunoscuți în acea perioadă. După 48 s-a stins. S-a stins așa cum multe s-au stins, exact. La noi, știm bine, s-a așternut așa o tăcere nevoită cu siguranță de asumționiști, dar dictată de regimul în care s-a trăit, dar știu că după 1990 a fost o revigorare și vorbim acum, nu, despre după 1990 de Centrul Sfinții Petru și Andrei înființat de părinții asumționiști la București, unde știu că s-au organizat foarte multe activități spirituale, culturale și care au încercat la fel să transforme viața celor care i-au călcat pragul. În acest moment, în București, mai sunt activități derulate de părinții asumționiști? Absolut, absolut. Deci am avut frați care și-au făcut doctoratul în teologie, în ecumenism, la Facultatea Ortodoxă la Sibiu și... Este un centru recunoscut din ce în ce mai mult ca fiind un centru cultural și spiritual unde există foarte multe activități, prezentări de cărți, conferințe pe tot felul de teme cu invitați de marcă până în septembrie directorul era părintele Iulian Dancă și acum este părintele Lucian Dancă, care el într-adevăr contribuie și prin lansările de cărți pe care le scrie și este o activitate frumoasă, dar nu numai conferințele, pentru că trebuie știut că există și un cămin de studenți ecumenici și internaționali care funcționează în clădirea actuală. Cu siguranță, părinte, cunoașteți foarte bine istoria asumționiștilor, dar trăind aceste timpuri puteți să faceți și o diferență, nu? De când ați intrat dumneavoastră în acest ordin, până în timpurile noastre, știm bine că congregația s-a adaptat, pentru că, nu, se spune, lucrez cu materialul clientului, asta e. Știm bine că oamenii s-au schimbat și atunci vă întreb, față de, nu știu, 1995, voi lua ca an de referință, 1995-2022, voi spune. Care este diferența în activitatea pe care asumționiștii o desfășoară? Așa cum spuneți și aveți dreptate, asumțiunea a trebuit să se adapteze. Și avem această capacitate de a ne adapta. Pentru ce spun lucrul acesta? Fondatorul nostru spunea și face parte din, într-o mână să avem Biblia și în cealaltă ziarul. Viața cotidiană. Și ne definim cine este asumționistul, este călugăr care trăiește în comunitatea apostolică, etc. Sensibil la nevoile timpului său. Este om care trăiește în timpul său. Și
revin la modestie, nu cunosc tot și toate aspectele din Asumțiune, pentru că sunt alți frați specializați în istorie și în istoria Asumțiunii, dar schimbări au fost. Făceați referință la anii 1995, eu plecam în acea perioadă în Franța la studii și, într-adevăr, 1995 era o perioadă de descoperire, de curiozitate, de entuziasm. Mulți se întrebau ce mai este și asta, cine mai sunt și ăștia, între franciscan, dominican, salezien, uite și asumționiștii, ce, cum, așa cum a spus și dumneavoastră, ce vă diferențiază de ceilalți. Nu trebuie neapărat să ne diferențieze, trebuie să fim, pentru că în biserică fiecare are locul său și dacă este de la Dumnezeu, nu? Și a fost de la Dumnezeu această congregație să se nască, are un scop în planul său. Și scopul nostru era de tot ceea ce suntem și facem pentru ca împărăția lui Dumnezeu să vină. 1995, spune, era o perioadă de descoperire. Oamenii încă deschideau ochii, descopereau o lume nouă, o creație nouă care se năștea. Voi face o lume nouă. Ei bine, și eu trăiam în această lume de descoperiri, de căutări. După aceea, ritmul s-a accelerat foarte repede, mi se pare. Propunerile, provocările au fost din ce în ce mai multe. Ceea ce lipsea erau ca anumite persoane să știe și să orienteze, să permită această luare de distanță pentru a rumega puțin, pentru a maturiza ceea ce ni se oferea pe piață. Pentru că mass media s-a dezvoltat, etc. A venit mult dorita libertate. Dorita libertate, absolut, dorita libertate, care și aici trebuia lucrat pentru a face să se înțeleagă că libertatea pe care o căutam nu este libertatea pe care Hristos, din punct de vedere, cel puțin pentru creștini, ne-o propunea. Și noi am încercat să lucrăm la această liberare interioară mai întâi. Foarte multe persoane trăiau învinovățite, culpabilizate, chiar și astăzi, pentru că s-a făcut multă morală. S-a transmis multă morală și astăzi, pe undeva, culegem încă ceea ce am semănat. Și pentru a deschide încet, încet, anumite porți, da, putem spune că a fost revoluționar, însă cu răbdare, nu de unul singur, pentru că fiind într-o biserică locală, într-o societate locală și asumționiștii, mai ales că la început fondatorii erau francezi, doi francezi și un belgian. Și vă închipuiți că noi încă nu eram reîntorși în țară, eram în formare, ei să învețe limba, să se adapteze, să cunoască, când li s-a dat să mănânce mămăligă, credeau că este prăjitură și multe altele. Deci a necesitat un anumit timp de adaptare, de inculturare pentru a descoperi. Ei, în 2022 este o altă lume. Ați vorbit mai înainte despre faptul că noi acum culegem semințe încă, da? Semănate cu mult timp în urmă. Aș vrea înainte roadele, să vă spuneți roadele de semințe. Exact, da. Aș vrea, pentru că v-ați dus deja, așa cum v-am rugat la întrebarea anterioară, v-ați dus în anul 2022 și vreau mai înainte de răspunsul dumneavoastră să-mi ziceți ce credeți că vom semăna peste ani, peste alți, nu știu, 20 de ani, ținând cont de ceea ce semănăm acum. Încotro credeți că ne îndreptăm? Spuneam duminica trecută, în predică, plecând de la textul lui Ioel și cu avertizarea pe care Ninive a primit-o, s-au convertit de la mic la mare, au înțeles că
că fără Dumnezeu nu se poate. Însă textul se oprește acolo. Nu spune că după 100 de ani, Ninive, când citim în Biblie următoarele paragrafe, se menționează că Ninive, după 100 de ani, va reveni din nou în acel punct în care săvârșeau nelegiuiri, crime și multe altele. Ce înseamnă aceasta? Au trecut două generații. Generația care s-a convertit, generația care l-a descoperit pe Dumnezeu, i-a făcut loc în viața ei, în viața lor, vor uita. Vor uita. Așa cum se întâmplă și la noi astăzi, le vorbești la adolescenți despre ce s-a întâmplat în 1989-1990. Nu-i mișcă și nu-i... La tinerii pe care îi avem în casă, când le spunem în timpurile trecute, nu aveam pâine, nu aveam... Spune, dar de ce nu mergeai la alt magazin? Păi n-au imagine. Care magazin? Pentru că nu au. Ei, riscăm ca acest tezaur, această bogăție, această moștenire să se piardă sau cel puțin să se dilueze puțin. Însă, creștinul trăiește cu speranța. Creștinul nu este un fatalist. Trebuie să sperăm că Dumnezeu este cel care conduce lumea și Dumnezeu este cel care trezește. Dar pune problema pentru noi, avocaților. Și spuneam, iată, nu mai sunt. Ce va fi peste 20 de ani, peste 30 de ani? Sperăm, trăim cu speranța că Dumnezeu este cel care atinge inimile, care le poate trezi la viață. Cuvântul acesta l-aș invoca, speranța, dar și trezirea. Trebuie să ne trezim, chiar dacă realitățile familiale sunt diferite, conjugale, relațiile sociale, etc., este și trebuie să fie loc pentru Dumnezeu. Și dacă vom semăna un Dumnezeu iubire, un Dumnezeu relație, un Dumnezeu pentru care avem, suntem valoroși în ochii Săi, în care se merită să investim, și aici este problema, nu? Dumnezeu este asigurarea noastră. Putem să investim în această asigurare, dar necesită timp, necesită explicații personale și cateheze adaptate pentru ei. Într-o predică nu poți să spui toate lucrurile astfel, acestea. Practic, răspundeți și la ceea ce vă întrebasem mai înainte, cum faceți pentru desfășurarea activității în 2022-2023. Este aceasta, de fapt, rețeta sau calea să mergeți către inima celor pe care îi aveți în față, să încercați să vă includeți în viața lor, pentru că mă gândesc în 1995, că ne-am raportat noi, da, și am luat ca exemplu acest an, așa cum ați zis dumneavoastră, oamenii erau însetați, veneau către dumneavoastră, veneau către biserică. Este, nu știu, 2022, 2023, sunt timpurile pe care le trăim, de fapt, perioade în care persoanele consacrate, preoții, trebuie să meargă către oameni. Personal și Asumțiunea și multe alte congregații sau preoți diecezani, cred că nu am așteptat pe Papa Francisc care să ne spună că trebuie să ieșim din sacristii, că trebuie să mergem la periferii. Exact. Deși rămâne de actualitate. Încă suntem în anumite locuri în sacristii. Ne mulțumim că mai vin spre noi, dar cine vine spre noi? Persoanele de o anumită vârstă, generație. Tinerii trebuie să-i căutăm. Și eu, cu carisma mea, cu darurile pe care Dumnezeu mi le-a oferit, m-a înzestrat, am mers întotdeauna spre ei. Nu am așteptat ca ei să vină neapărat spre mine. Și aici intervine umilința, simplitatea, pentru a-i asculta, pentru a fi în viața lor. Când spuneam și am șocat pe unii că mergeam în discotecă cu ei, acolo îi întâlneam, în discotecă, și nu dansam, discutam cu ei, făceam cercuri. Le erați aproape, făceați parte din viața lor, de fapt. Mergeam, da. Acolo unde ei trăiesc, trebuie să acceptăm să mergem.
să nu fim scandalizați de lumea în care trăim. Dimpotrivă, ei ne permit să înțelegem această lume care ne depășește. Merge atât de repede ca și TGV-urile în Franța. Viteza este la super, super accelerat, nu? Și eu cred foarte mult în această apropiere. Vin, stau pe lângă biserică, să avem simplitatea de a merge lângă ei. Că fumează, că mănâncă semințe, că nu sunt neapărat în biserică, da. Se spune, noi insistăm foarte mult pe euharistie, pe liturghie. Da, este foarte adevărat. Dar Conciliul Vatican II ce spune? Liturghia este un parcurs. Are o bază și are muntele, înălțimea, da? Ei, trebuie să mergem încet. Unul poate se oprește, a făcut 100-500 de metri, se oprește, vrea să privească priveliștea. Nu intră imediat în altul la jumătate, necesită timp pentru a-i aduce să celebreze viața lor. Și personal sunt foarte sensibil la lucrul acesta. Da, trebuie această legătură intimă cu biserica, pentru că biserica este mama noastră. Fără biserică nu putem deveni creștini. Biserica este care ne dă viața lui Dumnezeu, dar să avem puțină răbdare, să înțelegem și pe ei. Recent mi s-a spus, părinte, știți ce așteptăm de la dumneavoastră, preoții în general? Mai multă înțelegere și considerație. Au utilizat cuvântul considerație. Vrem să fim considerați pentru ceea ce suntem. Avem impresia că nu înțelegeți ceea ce trăim noi. Îmi cere asta, îmi spui asta, îmi spui, dar tu știi că eu mă trezesc dimineața la ora 4, tu știi că eu fac 3 schimburi, tu știi că eu sunt pe drum și așa. Probleme cu copilul, cu soția, fiecare cu povestea lui. Da. Am vrea să fiți mai umani. Să fiți mai umani. Și cred că prin această umanitate, dacă suntem umani, putem și să divinizăm, putem să îl punem pe Dumnezeu. Dar eu cred foarte mult în relațiile personale, în discuții din acestea personale. De câte ori mi s-a întâmplat cel mai rău tânăr sau cel mai etichetat și așa mai departe, când îl iei aparte, el este el însuși. Nu mai este cu anturajul, nu mai este el. Și asta trebuie să fim. Vorbim foarte mult de descoperirea de sine. Este important ca ei să se regăsească într-adevăr ceea ce sunt. Și să găsească oamenii potriviți care să-i ajute pe acest parcurs, de fapt. Pentru că atunci când sunt lăsați singuri, cred că de fapt se rătăcesc mai rău și se pierd pe această cale. Pentru că nu mai au răbdare, nu mai au un orizont și nu mai au nicio viziune asupra ceea ce așteaptă după parcurgerea unui drum, care nu e ușor, să fim serioși. În timpurile noastre, dacă vorbim despre un tânăr, are în față o sumedenie de provocări, mult mai multe decât aveau generațiile noastre, absolut, generațiile absolut anterioare. Sunt atâtea variante, sunt atâtea oportunități, bineînțeles, unele oportunități, altele sunt capcane, de fapt. Dar, părinte, vorbiți atât de frumos și mă gândesc că ceea ce spuneți acum este evident rodul unei experiențe de viață. Și pentru că, așa cum v-a zis acea persoană, poate deseori preoții sunt acuzați că nu au imaginea și realitatea trăirii unei vieți de familie, totuși cred că deseori faceți apel la amintirile din copilărie, la provocările care erau în familia dumneavoastră, nu în familia de la Barați, acolo unde v-ați născut, într-o familie frumoasă, unde ați văzut cu siguranță momente extrem de frumoase, dar și momente mai dificile, pe care părinții le-au depășit cu bine. Ce este ceea ce v-au insuflat, de fapt, părinții dumneavoastră? Cu ce bagaj ați plecat de acasă din punct de vedere emoțional? Din punct de vedere emoțional, pot să împărtășesc cu plăcere și cu drag. Și cu această ocazie salut întreaga familie. Timpurile, într-adevăr, erau cele pe care le cunoaștem. Tăticul asculta și ascultam și noi deseori
Europa Liberă, Vocea Americii, cu perdelele trase, ascunși și așa mai departe. Dar avea o inimă, un suflet, într-adevăr, înrădăcinat în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ce vă spun lucrul acesta? În mod regulat, seara, când nu mai era lumină sau, știu eu, la lumânare sau la lampa de gaz, tăticul avea mica Biblie, versiune ortodoxă a Patriarhului Iustinian, și deja atunci ne punea să facem lecția divina împreună. Ne dădea Biblia și trebuia să citim un paragraf, din care, după aceea, să explicăm. Și ne întreba Aurel, Eugen, Gică, pe toți Lenuț, cei șase copii, pe toți șase copii. Ce ați reținut? Ce ați reținut? Și încercam fiecare să spunem. Și deseori, după aceea, bineînțeles, de a merge la Sfânta Liturghie, când se putea și aveam posibilitatea, de a ne ruga la masă, și în general, cam eu eram cel care trebuia să facă rugăciunea de masă. De ce dumneavoastră? Erați al patrulea copil din șase. Nu erați nici cel mai mare, nici cel mai mic. De ce dumneavoastră? Pentru că aveam un precedent, așa cum mă vedeau și ei în deja ochii lor. Deja o inclinație? O inclinație mai aproape de Dumnezeu, prin faptul că eram ministrant. Și mi-am dorit foarte mult lucrul acesta ca să fiu ministrant. Deși știu că era o problemă în timpurile acelea cu hainele de ministranți, cu nu, exact, nu era exact. Chiar la îndemână cum e acum. Exact, nu? A trebuit să aștept, cred, un an de zile pentru ca un altul să demisioneze și să pot să beneficiez de haina sa de ministrant. Iar după aceea am devenit practic mâna dreaptă a părintelui paroh, Dumnezeu să-l ierte și să-l fericească pentru dăruirea sa, părintele Petru Patrașcu. Și cum împlineam acest serviciu ca și ministrant la Sfintele Liturghii și acasă, evident că mă puneau pe mine. Și într-o zi am făcut o glumă, stăteam la masă în dreapta lui tăticul tot timpul. Și am făcut o glumă, hopus hopus preparatus, abracadabra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frații mei au început tot să râdă și tăticul îmi spune: măi tată, dar ce rugăciune e asta, că n-am mai auzit-o? Și mi-a dat cu lingura în frunte. Combinația n-a fost reușită, Combinația nu a fost reușită, da, deci asta ar fi... Iată veselia care v-a caracterizat încă din copilărie. Erați pus așa pe glume. Am făcut multe, multe glume și... Da. Iar mămica, fiind o persoană foarte discretă, modestă și ea simplă, pentru că dacă tăticul era singurul care lucra la fabrica de bere, mămica pe timpurile respective nu a rămas acasă pentru ca să ne crească, să se ocupe de noi, și trebuia să facă acele zile obligatorii la CAP, Cooperativa Agricolă de Producție, pentru cei care nu știu, așa, și unde mergeam și noi deseori pentru a face zilele respective. Iar pe timpul iernii, de exemplu, în timp ce mămica dădea, făcea, țesea la războiul de țesut și noi tăiam, făceam ghemurile de lână sau tăiam acele cârpe, cum spuneau, în acea perioadă, ne punea să facem Sfântul Rozariu. Și mai târziu, când am descoperit și am înțeles regula de viață a Sfântului Benedict, ora elabora, mi-am spus, zic, păi noi o trăiam, da? Pentru că munceam și în același timp ne rugam. Deci am și această amintire care cu siguranță
m-a forjat în interiorul meu, până când au venit alte momente mai practic, importante. Practic, părinții v-au insuflat încă din copilărie acest obicei, pentru că devine un obicei, devine un mod de viață de a vă ruga, de a include rugăciunea în tot ceea ce faceți. Exact, exact. Dacă este să vorbim despre modul de a fi al părinților dumneavoastră, ce ați învățat de la ei? Modul în care ei au perceput viața, modul în care au reacționat în viață, modul în care ei v-au crescut până la urmă? Cred că de la tăticul, simțul de responsabilitate, simțul de responsabilitate în ceea ce facem, gustul pentru muncă, pentru că Dumnezeu știe, a muncit și ne-a pus să muncim. Și ne-a pus să muncim pentru că trebuia să ne descurcăm acolo unde este casa părintească. Suntem la 100, eram la 100 de metri în exteriorul satului și nu aveam apă, trebuia să mergem la 200 de metri cu găletușele, etc. Deci, și multe altele, am muncit. Deci spiritul și dragostea pentru muncă, tata spunea de multe ori, nimic nu se obține fără sudoarea frunții. Și, pe de o parte, bănuiesc că și el a înțeles ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Adam și cu sudoarea frunții tale îți vei dobândi viața, vei câștiga viața, nu existența. Și cred că lucrurile acestea. După aceea, bineînțeles, vorbeați de dificultăți, avea și el momentele lui în care era mai violent verbal sau astăzi mi se pare dificil de a ști, mi-a dat o bătaie cu cureaua. Da, pentru așa că au fost timpurile. Așa erau timpurile. Astăzi să faci lucrul acesta ești pedepsit, da. Deci de la tata cred că spiritul acesta de muncă, de dăruire, de a nu ceda, de a crede că și din dificultăți putem să ne scoatem, mai ales că eram amenințați să ne demolească casa. De prin anii 86, în fiecare an veneau și ne amenințau că vor să demoleze casa pentru că domnul Ceaușescu, când trecea cu elicopterul pe deasupra, vedea o singură casă în mijlocul stricați peisajul, stricam peisajul în mijlocul acelor tarlale de grâu sau ce era semănat și nu îi plăcea și trebuia să ne instaleze într-un bloc pe care l-au construit aproape de primărie, există și astăzi, mizerabile, mici, cu toaletele de serviciu în curte, deși era la etajul 3 sau 4, cu sobe, dar lemnele afară și multe. Aveam o livadă, tăticul s-a apucat să taie toate lemnele pe acolo, copacii, că și așa, dacă nu mai scăpăm. Și în 89, de ziua mea de naștere, cadoul care a fost era acesta, a venit însăși doamna Găinușa la poarta noastră și ne-a spus, care era prim secretar al Bacăului atunci, este ultimatum. Aveți ultimatum să plecați. Și câteva zile după a venit revoluția, da. Iar de la mămica să zâmbim, pentru că deși era modestă, simplă, femeie care nu asculta prea mult, nu vorbea prea mult, ci avea această calitate de a asculta și de a îndruma, zâmbetul și calitățile de inimă, iar generozitatea pentru a împărți cu cei sărași, pentru că ceea ce aveam erau câteva familii care nu zilnic, dar cel puțin de 2-3 ori pe săptămână veneau pentru ca să ceară fie bani, fie anumite produse, etc. Și mămica uneori chiar mai dădea și nascuns fără să știe tăticul pentru a face binele. Pentru că am vorbit despre familia dumneavoastră, cred că un alt mare dar al părinților, al vieții, au fost frații pe care i-ați avut. A crește într-o familie cu 6 copii
E într-adevăr un mare dar și sunt convinsă că și acest lucru a contribuit la ceea ce sunteți astăzi. Cât de mult a contat pentru dumneavoastră faptul că ați fost într-o familie numeroasă? Trăiam deja viața de comunitate, pe care o voi alege mai târziu. Păi când ați zis de lecție divină, mă gândeam că era o jumătate de clasă aproape acolo, da, nu? Tata, da, când vă întreba de una alta, erați deja elevi din bănci, oarecum. Da. Eram toți opt, pentru că împreună familie, cu părinții, împreună cu părinții. Da, deci viața fraternă, ce înseamnă a trăi, a accepta diferențele, chiar dacă sunt 5 degete la o mână și fiecare este diferit, la fel și noi suntem diferiți, 5 băieți și o fată, ultima fiind Mezina, până când cel mai mare, Eugen, a plecat la școala profesională la Brașov, etc. Trăiam în condiții simple, pentru că căsuța avea 3 camere. Una care servea și de bucătărie și de dormitor pentru părinți și cealaltă era pentru noi, practic, nu? Și așteptam să se libereze patul, să plece unul câte unul, nu? Da, deci nu a fost întotdeauna ca orice familie, ca și copii și așa, ne mai certam între noi, ne mai... Ăsta da, e farmecul, de fapt. Dar această... În familie am învățat să cos, în familie am învățat să gătesc, pentru că părinții ne puneau să facem mâncare, să învățăm, să fim și din când în când mai plecau prin stațiuni. Ca atât le-a fost singurele ieșiri, biletele de tratament pe care tăticul le obținea de la fabrica de bere, unde a lucrat 45 de ani. Mergeau în stațiuni pentru băi și atunci, în general, era în primăvară. Aveam cloști cu pui, aveam responsabilități. Trebuia să ne ocupăm de toate acestea și bineînțeles că uneori și să facem mâncare. Aveam un tabel, astăzi tu faci asta, tu faci vesela, etc. Organizați viața de comunitate. Și cred că m-a ajutat foarte mult după aceea pe parcurs. Cum a fost acest parcurs și cum ați ajuns, de fapt, să fiți preot în Congregația Asumționiștilor, trebuie să ne povestiți, părinte, dar pentru asta mai avem nevoie de încă o emisiune. Așa că pentru astăzi vă mulțumesc și vă propun să continuăm cu o nouă emisiune în care să ne spuneți pe unde v-a dus drumul vieții. Vă mulțumesc și eu și cu mare drag. Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii Interviul Săptămânii, dar ne revedem săptămâna viitoare cu o continuare plină de surprize, voi îndrăzni să spun. Vă mulțumesc pentru astăzi! Interviul Săptămânii la RCIS FM.